Noul Peugeot 2008. 2008 a fost cel mai vândut SUV de clasă mică, dacă nu luăm în considerare Dacia Duster, care e undeva la mijloc, între mică și compactă. Dar acum a primit un facelift și este un pic mai agresivă mașina. Chiar se vede după ghearele astea LED, așa, grila un pic mai mare, și dacă ai mașina pe alb, e posibil ca ea să arate ca un craniu. E o mașină foarte agresivă. Avem emblema 2008 aici, sigla Peugeot, camera frontală, grila aici, radarul, senzorii de parcare. Observăm cât de mari sunt ghearele astea lumini de zi. Noi avem echiparea GT în culoarea asta gri închis cu jante pe 18. Avem inscripția GT aici, montantul față și cu oglinzile sunt negre lucioase. Bandourile sunt în schimb din plastic normal. Oglinzile au blind spot în ele și, surpriză, avem și lumina de curtoazie tot aici. Ușile acoperă toate pragurile, ca atunci când deschizi ușa să nu te murdărești. Praguri cu Peugeot, lumină ambientală, imitație de fibră de carbon, materiale moi aici în față, cusătură verde și niște buzunare destul de încăpătoare pentru clasa din care face parte mașina. În spate avem cam același lucru, doar că materialele sunt un pic mai tari și buzunarele un pic mai micuțe, dar tot avem imitația asta de fibră de carbon. Mașina asta vine și în configurație electrică și acum s-a mărit bateria, s-a mărit și autonomia, s-a mărit și puterea la versiunea electrică, dar cum îți dai seama că a fost gândită din start pentru a fi electrică? Podeaua este destul de joasă și de coborâtă la versiunea termică, tocmai ca să încapă o baterie pentru versiunea electrică. Aici avem un element de design foarte drăguț care mai maschează un pic din masivitate, dar nu e nicio problemă, totul este negru lucios, eleron, barele longitudinale, antenă. Rezervorul la versiunea asta 1.2 benzină, 130 de cai putere, 3 cilindri cu tracțiune față și cutie automată, dar motorul este turbo. Observăm că avem un rezervor de 130 de litri. Interesant este că poți să-ți cumperi versiune benzină, diesel și electrică la mașina asta, adică nu ai nicio problemă. Iar linia de asamblare este făcută în așa fel încât nu contează care se vinde mai bine, dacă este cerere pentru un anumit model, cerere mai mare pentru un anumit model, atunci mai ușor vei putea construi acel model. Avem stopurile astea 3D foarte drăguțe, inscripția Peugeot în spate, GT 2008 și guri de evacuare reale. Uite că avem, mă rog, terminațiile sunt reale, țeava nu se duce în jos. Arată foarte bine de la spate, avem și camera de marș arier aici și o mică mustăcioară, parcă are o mustăcioară așa și zâmbește spatele. Portbagajul este unul destul de încăpător, 434 de litri cu o podea falsă și cu a doua podea falsă, în care ai acolo kitul de pană și așa mai departe, dar este destul de încăpător și poți rabata și bancheta dacă vrei acest lucru, foarte simplu, și să ai o podea aproape plană. Și dacă vrei să ridici bancheta înapoi, ea se ridică foarte ușor. Mai un detaliu foarte interesant la mașinile franțuzești care fac parte din ramura PSA grupului Stellantis. Dacă faci așa ușor, o să se închidă ușa foarte ușor. Închidem și portbagajul pentru că avem două mânere. Și hai să mergem în spate întâi. În spate ce observăm? Tapiserie jumate piele, jumate textil. Nu avem o cotieră în spate și nici ski hatch, dar avem isofixuri foarte bine ascunse cu aceste fermoare. Spațiul la picioare suficient, un USB-A și un USB-C pentru încărcare. Îmi place că avem ambele opțiuni. Avem aici o plasă pentru diverse obiecte, iar aici consola asta centrală, cum vrei să-i spuneți, nu este foarte lată, astfel încât poți să stai suficient de confortabil cât să nu te deranjeze. Spațiul la cap este ok pentru că plafonul acesta panoramic nu te deranjează în spate, deci vei avea loc, ai decupaje pentru cap, ai loc suficient în mașina asta, aspectul practic este unul din punctele sale forte. Și acum hai să mergem în față. Mergem în față, evident că avem și keyless, luăm loc la interior și regăsim scaunele acestea sport, care au susținere laterală foarte bună. Sunt niște scaune cu reglare manuală și opțional, dacă vrei, pot fi și încălzite. Volanul se reglează manual. Este volanul acesta mic, sportiv, de Peugeot, cu padele pe coloană, cu piele perforată,
cusăturile sunt drăguțe și dacă ești o persoană scundă ca mine, poți să stai destul de jos și să vezi în tabloul de bord foarte ușor. Știu că depinde de conformația fiecăruia, dar eu, fiind o persoană scundă, pot să stau și să văd destul de bine. Ce interesant este că bordul este 3D, avem două display-uri, unul peste celălalt, cu foarte multe informații. Ce mai avem aici înăuntru? Imitație de fibră de carbon care se prelungește de la uși către bord, lumină ambientală, scurtături fizice pentru anumite comenzi, inclusiv pentru noul sistem de infotainment cu navigație Apple CarPlay, Android Auto care răspunde mult mai bine decât cel anterior, cu widgeturi și, surpriză, avem în continuare scurtătura cu 3 degete dacă vrei să intri în toate meniurile, să spunem așa, și toate submeniurile, inclusiv la setări. Și, surpriză, pentru prima dată avem și jocuri, dar trebuie să le downloadezi după ce să faci cont de My Peugeot. Și uite așa, go to the games, scanezi acest QR code și te duci la jocuri. Deci Apple CarPlay, Android Auto, ecran mai mare, Apple CarPlay și Android Auto vin în standard, indiferent de versiunea pe care tu o alegi. Guri de ventilație și volum fizic aici, cauciucat, care se simte foarte bine. USB-C pentru încărcare, USB-C pentru conectivitate. Deci avem un singur USB-A în spate. Aici avem wireless charger, unde încape și un telefon de dimensiuni mai mari. Încă un spațiu de depozitare. Deci v-am spus că aspectul practic e ok. Priză de 12V. Schimbătorul de viteze care a devenit mic, să-i spunem așa. Înainte era o manetă care, sincer, mie îmi plăcea. Aici, nu știu cum să-i spun, un odihnitor, un pad din ăsta de odihnă pentru mână, fără de parcare electrică și modul de rulare. Avem normal, eco și sport, dar nu avem auto-hold. Auto-hold ai doar dacă folosești tempomatul adaptiv. Și atunci când mașina se oprește, se activează auto-hold-ul. Dacă nu folosești tempomatul adaptiv, nu ai auto-hold. Avem două suporturi de pahare, unul mic și unul mare, și asta e foarte ok, și o cotieră cu aici un mic buzunărel pentru niște monede și uitați-vă cât de mult pot să-mi bag eu mâna. Cotiera este absolut imensă, imensă. Torpedoul este și el imens. Practic, francezii nu au făcut rabat de spațiu la mașina asta. LED-uri pentru oglindă, doamnele vor aprecia, și plafonul panoramic cu deschidere destul de vastă. Hai să mergem să și conducem Peugeot-ul 2008. Hai să vedem cum se conduce noul Peugeot 2008. Și primul lucru pe care trebuie să-l știi este faptul că dacă ești scund și ai picioare scurte cum am eu, nu trebuie să stai foarte aproape de volan. Poți avea o poziție confortabilă la volan și să ajungi foarte ușor la pedale. Francezii au gândit postul de conducere și pentru persoane ceva mai scunde. Îmi place că scaunul are un mix bun între confort și susținere laterală. Îmi place că ai și un pic de textil și astfel vara nu îți vei frige fundul când intri în mașină. Oglinzile ar putea fi un pic mai mari pentru vizibilitate un pic mai bună, dar așa sunt majoritatea oglinzilor de Peugeot. În schimb, asta centrală e bună, mare, și vizibilitatea în spate nu are de suferit. Vizibilitatea în spate 3 sferturi. Oricum ai camere 360 de grade, deci nu asta va fi problema. Știu că pentru mulți volanul ăsta mic nu este ideal, însă pentru mine chiar este ideal, pentru că trebuie să virezi foarte puțin pentru ca mașina să se miște, să vireze stânga-dreapta, nu trebuie să dai mult de volan. Asta te ajută foarte mult în oraș, te ajută și la drum lung, pentru că nu trebuie să faci un efort foarte mare să virezi. Direcția este rapidă și pentru că este volanul mic și ergonomic, stă foarte bine în mână, cu decupaje, padelele sunt apropiate, deși nu cred că mulți proprietari vor folosi padelele, au reușit cumva să facă o poziție la volan bună, chiar bună. Motorizarea este destul de relaxată, chiar dacă nu are nicio formă de hibridizare, tot poate să consume foarte puțin, treptele sunt lungi și motorul în sine este eficient. Asta nu înseamnă că duce lipsă de putere, pentru că dacă îi dai un kickdown chiar și pe modul eco, motorul va accelera destul de vânjos. Are resurse bune de cuplu și de putere. 9,3 până la 100 nu este o valoare foarte slabă și nici 203 km la oră viteză maximă. Cu toate astea, tot consumul undeva în jur de 6.